Bună ziua! Bine ați venit din nou la salonul editorial Ion Heliad de Rădulescu. Este cea de-a doua zi în care desfășurăm evenimentele culturale din cadrul salonului. De data aceasta lansăm publicații, cărți, editate în editura Biblioteca. Deja ieri la deschidere vi l-am prezentat pe domnul profesor Mihai Stan, care este și președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni și căruia îi mulțumesc în mod personal prin modul cum s-a implicat dânsul personal și Societatea Scriitorilor Târgovișteni la majoritatea evenimentelor pe care Biblioteca Județeană l-a organizat în cel puțin în ultimii 2 ani. Deci vă mulțumesc și dumneavoastră din public care ați avut plăcerea să veniți de atâtea ori la invitații, ne-ați răspuns pozitiv invitațiilor noastre și în mod special astăzi. De asemenea, în stânga mea îl avem pe domnul profesor George Coandă, care va și prezenta unele din lucrările pe care le vom lansa astăzi. Îi dau cuvântul pentru început editorului, domnului Mihai Stan, care va face și o introducere, după care domnul George Coandă va prezenta unele dintre lucrări. Vă mulțumesc! Bine ați venit și noi vă mulțumim pentru vorbele bune despre Târgovișteni, despre Societatea Scriitorilor Târgovișteni. O să îi propun domnului profesor Coandă să vorbească despre cartea poetului și prozatorului Eric Kozbacher, Conacul, o proză memorialistică îmbinată totuși cu jurnalul și cu pagini de roman, despre Singur în turn al lui Alu Vale și despre cartea lui Valiniță, după care sau și despre domnul Pitaș. Și restul cărților o să le prezint eu. Poftiți-vă! Mulțumesc domnului profesor Mihai Stan. Vă salut cu toată reverența pe dumneavoastră, care iată într-o vreme de toamnă chiar, dar care este umplută, cum să vă spun, de sufletele dumneavoastră aplicate spre litera de carte. Mă bucur că la această lansare de carte, la care anfitrion este draga noastră Edith Agnes, îi spunem toată considerația acest lucru, pentru că ea știe să fie un excelent anfitrion de manifestări culturale. Aș vrea să salut totuși înainte câteva prezențe notabile. Iată că scriitorii cetății sunt alături de cei care lansează astăzi. Am să încep cu Ioana Dana Nicolae, cu numele de poetă, ea este Jacker. Bine ai venit, Ioana. Iată-l pe prozatorul Vișan, iată-l pe cel, o să-l anunț când am să-l prezint, pe poetul Constantin Voicu, pe poetul, prozatorul, criticul literar Corin Bianu, pe poetul și prozatorul George Canache și iată, nu în ultimul rând, pe cel care uneori ne radiografiază, ne prinde așa ca într-un insectar în cărțile lui de dicționar, istoricul literar, profesorul dr. Victor Petrescu. Vreau să-i aplaudați pe toți care am anunțat și care sunt prezenți de față și sunt și membrii ai Societății Scriitorilor Târgovișteni. Da, iată, lansăm un număr de scriitori importanți, vreau să zic un număr important. Iată și pe Grigore, acum a apărut în fața acolo, Grigore, un distins poet, te văzusem pe ascuns așa pe undeva pe acolo și el este, iată, la oficiere de poezie și de proză. Începem cu un prozator insolit și știu ce spun. Este vorba de Erich Kozbacher. De altfel, distinsul tată al distinsei Agnes. Aplaudați! Împreună cu distinsa sa mamă și soție a creatorului. Aplaudați-o și pe doamna Eli.
Pe o parte din poeții, din prozatorii care am se prezintă astăzi, ca și pe o parte din cei prezenți aici, îi cunosc de foarte multă vreme. Sunt omul care am sărbătut aproape 60 de ani de viață culturală târgovișteană, așa încât îi știu pe toți de a fi apăr și pe coții, cum îi spun noi cu drag, o știu de foarte multă vreme, de pe vremea când era o prezență remarcabilă în cenaclul lui Grigore, nu te fă că n-auzi, că acum te înjur de bine, Grigore, cenaclul Cicerone Teodorescu de la Casa de Cultura Sindicatelor, unde ne vedeam des, eu în calitatea mea atunci de ziarist cultural, ca să trag cu ochiul la ce se întâmplă în cenac, după aceea se consemnez în pagine de ziar. Pe Coții l-am cunoscut în primul rând ca poet. Un poet avates, un poet deci inspirat, un poet cu aplicare, așa cum se mărturisește în această carte de multă vreme. Ca prozator l-am descifrat ceva mai târziu. Și iată că astăzi lansăm această carte cu un titlu simbolic, Conacul, și o să vă spun despre ce este vorba. Este o carte mărturisitoare, o carte care balează între credință și mărturisire, o carte foarte sinceră despre destinul unui om în destinul unei țări la răscruce de vremuri după al doilea război mondial. De altfel, poate o să vă surprindă numele. Erich Kostbacher. De fapt, este unul de al nostru român întâmplător. Părinții slavi sunt de origine sasă, din dulcea noastră Transilvanie. Și el e crescut de altfel. Întâmplările vieții, vedeți, se întâmplă în biografia unui om, în destinul unui om, bizarerii pe care nu el și le făurește, ci destinul. Încă o dată, destinul nu îl face noi, îl fac alții, uneori în ceea ce privește soarta istoriei, soarta îl face Dumnezeu. Și la un moment dat, Coții a simțit o nevoie irepresibilă să se mărturisească, să spună ce a pățit într-un timp concentrațional, în ceea ce istoria literară și la o vreme încoace și istoricii politici numesc obsetantul deceniu. Este perioada de după abdicarea regelui Mihai I, este vorba de la instaurarea deplină a comunismului de tip bolșevic, de tip sovietic, cu trupele sovietice în toată România, deci între 1948 și 1900 aproape un deceniu, 1964, până la celebra declarație din aprilie. Este perioada de traversarea deșertului. Mulți am prins-o. E drept că noi la copilărie am prins-o. Am văzut-o numai așa, am pasat. Ce știm din ceea ce observam cu receptacului copilului. El a simțit din plin față, poate față de alții dintre noi. Pentru că la un moment dat, dacă veți citi cu atenție cartea, și merită să o citiți, pentru că este o mărturisire a unui timp, nu numai a unei biografii, nu numai a unei părți de viață a unui om. Întâmplarea face ca să vină pe lume, fiind conceput totuși în România, la Azuga, dar soarta îl duce, tatăl și mama sa în Boemia, ocupată la un moment dat, vreme de cel de-al treilea rai. Acolo se naște, apoi, după ce forțele aliate înving Germania nazistă, sașii din România sunt împinși înapoi în țara mamă. În fond, este țara lui mamă, a lui Coții, România. Și ajunge din coace de Carpați, ajunge la Azuga. Ce se întâmplă la un moment dat, nu vă povestesc, pentru că înseamnă să depăn cartea timp de o oră și mai sunt și alții de lansat. De aceea este o invitație la lectură. Numai că la un moment dat, el ajunge datorită întâmplărilor neprevăzute ale vieții într-un orfelinat. Rămâne Coții fără părinți. Descrie drama copilului într-un orfelinat de tip bolșevic. Sunt întâmplări unor care te poate marca o viață întreagă. Și pe Coții cred că l-au marcat, nu le poate uita. De aceea a simțit nevoia, repet cuvântul, irepresibilă, să se mărturisească. Să spun un adevăr. Nu este numai adevărul lui, al copilului de atunci,
care a trăit niște traume extraordinare, ci de fapt prin traumele lui exprimă adevărul asupra unui moment de istorie românească din acel obsedant deceniu pe care a trebuit să le suporte. În carte este la un moment dat o mărturisire care ne duce către scriitorul. El ce-a simțit încă din orfelinatul la Scăieni? Scăieni are o istorie interesantă. Acolo a fost un falanster al unui socialist utopic. N-a reușit să facă nimic cu falansterul ăla. După aceea a trăit într-un orfelinat la Buzău. Și la un moment dat spune că încă fiind copil, încă are foarte multă metaforă în carte, e foarte lirică pe anumite locuri. Pentru el frunzele spun ceva când privește pe fereastră. Și în momentul ăla el începe, după ce citește o parte din poeții clasici români, să aștearnă poezie pe hârtie. Și spune un lucru extraordinar. Ce este pentru el hârtia? Că atunci este un deșert pe care îl traversează mărturisindu-se. Este extraordinar acest lucru. Ne amenință cu a doua carte, amenință între ghilimele, bineînțeles, ne amenință cu a doua carte, cu o altă parte din biografia sa. Deci este o carte care trebuie citită, pentru că este o mărturisire a unei epoci și nu trebuie să uităm ceea ce uneori a marcat istoria poporului român.